Tare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou sezon de teleșcoală! Sper că ați avut o vacanță reușită și că ați revenit cu forță proaspete în fața ecranelor. Începem astăzi primul curs de limba și literatura română, foarte util în pregătirea voastră pentru evaluarea națională. Veți rezolva chiar de azi un model de subiect propus pentru examen. Apropo de limba română, știți că în vocabularul limbii noastre există 80.000 de cuvinte? Dintre acestea, se pare că folosim zilnic doar 1500. Iar cel mai des utilizate sunt verbele a da, a lua, a pune, a face, a avea și substantivele cap, mână și ochi. Eu zic să luăm un creon în mână, să ne punem mintea la contribuție și să facem față cu brio primului curs de limba română. Baftă! Bună dimineața! Aș vrea să-i salut și să-i felicit mai întâi pe absolvenții clasei a 8 -a, care acum sunt deja boboci ai liceelor. Felicitări, dragilor! Sper că eforturile voastre au dat roade. Acum aș vrea să fac cunoștință cu noi mei elevi. Dragi elevi din clasa 8 mă numesc Ileana Gaie, sunt profesoară de limba și literatura română și iată că mă regăsesc în fața voastră pentru că a venit vremea să începem împreună pregătirea pentru evaluarea națională. Sper că sunteți pregătiți pentru începerea noului an școlar. Vă propun ca în prima noastră lecție să fim relaxați, optimiști și să rezolvăm subiectul model pentru evaluarea națională propus de Ministerul Educației și Cercetării. Încerc să vă dau astăzi câteva sugestii despre cum s-ar putea aborda un astfel de subiect, dar vreau ca un lucru să fie clar de la început. Răspunsurile unor exerciții reprezintă doar un model de rezolvare, nici de cum singura variantă posibilă. Vă încurajez să gândiți și să propuneți propria variantă de răspuns, urmărind, desigur, cu mare atenție cerința. Punctul de plecare este, ca de fiecare dată, un text. Se numește Pasiunile și am să-l citesc, așa că fiți atenți la lectură. Din cele mai vechi timpuri, omul a avut pasiuni dintre cele mai diverse. Chiar dacă termenul hobby, cu sensul pe care îl cunoaștem astăzi, de ocupație preferată în afara profesiei, a câștigat teren abia la finalul secolului al XX-lea, individul a fost mereu preocupat de a-și petrece calitativ timpul. Astăzi, pasiunile cel mai des întâlnite, conform statisticilor, sunt muzica, sportul, dansul, fotografia, pictura și călătoria. Deseori, în zilele noastre, pasiunile pierd în fața tentației de a evada în virtual. Dar, spre deosebire de mirajul oferit de rețelele sociale, o pasiune îl reprezintă pe om. Îl, ajute, îl ajută să se dezvolte armonios, întreține bucuria, zâmbetul pe buze, dorința de a-și face prieteni și de a avea o atitudine deschisă față de ceilalți, diminuând sau chiar alungând plictiseala sau inerția. Cea mai populară pasiune este muzica. Unii preferă cantoul, alții, mai curajoși sau mai hotărâți, aleg să studieze un instrument, iar alții se rezumă să participe la concertele artiștilor preferați. Beneficiile pe care muzica înțeleasă ca pasiune le aduce sunt foarte multe. S-a dovedit că participarea la un proiect precum Cantus Mundi crește bucuria din ochii copiilor. Detalii se pot găsi pe www.cantusmundi.ro, de unde aflăm că proiectul sprijină pasiunea pentru muzică a copiilor care aparțin diverselor culturi, învățându-i să conviețuiască, să manifeste empatie prin limbaj muzical. Cu alte cuvinte, fiecare copil are șansa de a fi aproape de celălalt de vârsta lui, de creațiile compozitorilor renumiți, să asculte un sunet cu tot sufletul, să fie interactiv cultural și să demonstreze motoul, doar muzica ne poate uni. Toate acestea dezvoltă curiozitatea față de mirajul unui sunet creat de cei mari și recreat de cei mici. A doua pasiune apropiată de muzică, dincolo de statistici, este dansul, care lărgește cercul de prieteni și provoacă emoție, dă ritm și grație. Un alt hobby este sportul. Fie că se vorbește despre not, tenis, fotbal sau gimnastica aerobică, acesta este apreciat pentru că susține disciplina și capacitatea de concentrare, precum și sănătatea fizică. Pasiunile pot avea legătură cu profesia unei persoane, chiar dacă de foarte multe ori sunt văzute ca activități de petrecere a timpului liber. Despre Mendeleev, de pildă, deși a rămas în memoria tuturor prin tabelul elementelor chimice, puțin știu că mai avea o pasiune confecționarea geamantanelor. Reușita în viață este adesea legată de pasiuni și de încrederea în puterea de a șterge limitele. Sunt oameni precum artiștii, scriitori, pictori, compozitori sau actori care au știut să mizeze pe ceea ce i-a pasionat, iar interesul pentru un anumit aspect i-a condus spre o carieră. Pentru ei, pasiunea a avut un rol decisiv, iar un personaj precum Toto din filmul Cinema Paradiso poate fi un model prin bucuria de a visa, prin păstrarea unei curiozități vii. Dar un exemplu pentru fiecare poate fi și un inginer curios în fața poeziei, în fața naturii și un avocat care deschide o carte de unde să afle despre configurația masei continentale și despre climatele contrastante, chiar dacă acestea nu țin de profesia aleasă. Este vremea ca pasiunile să-și recâștige importanța. Astfel încât să nu mai fie considerate simple capricii, sau mai grav, pierdere de vreme, ajungând să fie văzute așa cum merită, una dintre cheile spre orizonturile lumii. Bun. Textul este completat, ați observat, de două ilustrații și de afirmația unui scriitor chinez despre care vom discuta mai târziu, la unul dintre exerciții. Deocamdată ne ocupăm de subiectul întâi. Primul exercițiu ne cere să transcriem dintr-un articol de dicționar sensul din text al cuvântului miraj. Înainte de toate, trebuie să citim definiția cuvântului miraj din articolul de dicționar. Am să citesc cât mai rapid definițiile. Primul sens al cuvântului miraj este fenomen optic produs prin refracția treptată a luminii. Al doilea sens și al treilea sunt sensuri figurate. Primul sens imagine înșelătoare, închipuire, iluzie de șartă, următorul sens figurat farmec, atracție irezistibilă și de asemenea găsim cuvântul miraj și în, în sintagma mirajul ouălor unde înseamnă operație de examinare a ouălor supuse incubației. Bun, uh, am citit definiția, vă recomand să fiți foarte atenți la verbul de comandă din cerință. Care este verbul de comandă? Transcrie, vi l-am evidențiat aici. Am citit toate sensurile uh, pe care le înregistrează articolul de dicționar. Apoi, este important să identific contextul în care apare cuvântul miraj. Eu vi l-am extras aici ca să vă fie mai ușor. Contextul este următorul. Toate acestea dezvoltă curiozitatea față de mirajul unui sunet creat de cei mari și recreat de cei mici. Pasul următor este să verific care este sensul potrivit în context și să-l transcriu apoi pe foaia de examen. Ați fost atenți la sensurile pe care vi le-am citit și ați observat că uh, sensul din text al cuvântului miraj este farmec, atracție, irezistibilă. Mergem la exercițiul următor. Pasiunile lui Mendeleev sunt A. Chimia și confecționarea geamantanelor B. Chimia și diamantanele. C. Tabelul elementelor și confecțiile. D. Tabelul elementelor chimice și confecționarea diamantanelor. Aici trebuie să fiți foarte atenți. Uh, varianta B, dacă v-ați gândit că ar putea fi cea corectă, atenție, nu este. De ce? Pentru că informația geamantane este incompletă. Ce se înțelege de aici? Că ar putea fi vorba despre orice aspect particular al geamantanelor, despre culoare mărime, formă, poate chiar despre colecționarea lor, nu? Ori, atenție, textul oferă o informație precisă. Chimistul este pasionat de un anumit aspect în ceea ce privește diamantanele, respectiv de confecționarea lor. Și atunci, varianta corectă este A. Pasiunile lui Mendeleev sunt chimia și confecționarea diamantanelor. Mergem mai departe la exercițiul 3. Tot de tip grilă. Sta Statistic, a doua pasiune preferată de oameni este A. Dansul, B. fotografia, C. muzica, D. sportul. Atenție și de data aceasta la cuvântul cheie din cerință: statistic. De ce spun asta? Prima ilustrație inserată în textul de bază, ați observat, conține o statistică în care muzica apare pe primul loc în topul pasiunilor oamenilor. Ne uităm cu atenție în statistică și observăm are 28 de procente. Iar pe locul al doilea se află sportul cu 27 de procente. Și atunci, răspunsul corect la acest exercițiu este punctul D. Este D. Sportul. Mai departe, la exercițiul 4... Mi se cere să menționez într-un enunț tema textului, justificându-mi opțiunea cu două informații din text. Înainte de toate, vreau să vă amintiți ce înseamnă tema textului. Tema unui text este ideea centrală dezvoltată în cadrul acestuia, aspectul cel mai general, ideea în jurul căreia se construiește textul întreg. Pentru numirea temei sunteți obișnuiți să folosiți un substantiv? De exemplu, tema unui text poate fi călătoria, poate fi dragostea, familia, prietenia, natura, școala și altele. Atenție pentru a rezolva exercițiul, citim cerința, unde verbul de comandă este menționează. Deci, răspunsul trebuie să fie scurt, într-un singur enunț, pentru că menționează este echivalent cu precizează, numește, nu, nu uh, alegem să răspundem aici elaborat, pentru că nu ni se cere să prezentăm, să explicăm, să argumentăm, da? iar pentru a justifica opțiunea noastră vom folosi doar două dintre informațiile din text. Vă propun următoarea variantă de răspuns. Tema textului este pasiunea, pentru că fiecare paragraf dezvoltă această idee și pentru că în fiecare imagine este vorba tot despre pasiuni. Mergem mai departe la exercițiul 5. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe informațiile din text. Am șase afirmații pe care am să le citesc imediat și vă rog să nu trageți cu ochiul la răspunsurile mele. Vreau să gândim împreună acest exercițiu și să vedem cum s-ar putea rezolva. Prima afirmație. Pasiunea poate fi un hobby sau o profesie. Ca să răspund corect sau incorrect pentru această afirmație, ar trebui să caut dovezi în text, adică justificări să demonstrez că afirmația este corectă sau incorrectă, trebuie să verific în text. Iată, în text apar următoarele justificări. Pasiunile pot avea legătură cu profesia unei persoane, chiar dacă de foarte multe ori sunt văzute ca activități de petrecere a timpului liber. Deduc de aici că, într-adevăr, pasiunea poate fi un hobby sau o profesie? Altă justificare, tot în text mi se menționează. Sunt oameni, precum artiștii, care au știut să mizeze pe ceea ce i-a pasionat, iar interesul pentru un anumit aspect i-a condus spre o carieră. Mi se spune foarte clar și înțeleg de aici că pasiunea poate fi un hobby sau o profesie. Deci răspunsul este corect. Mai departe, a doua afirmație. B. Toți care iubesc muzica studiază un instrument. Să vedem ce ne spune textul. Cea mai populară pasiune este muzica. Unii preferă cantoul. Alții, mai curajoși sau mai hotărâți, aleg să studieze un instrument. Iar alții se rezumă să participe la concertele artiștilor preferați. Ce înțeleg de aici? Toți care iubesc muzica studiază un instrument? Nici de cum. Pasionații de muzică au preocupări diverse. Afirmația următoare. Copiii sunt curioși în fața melodiilor create de compozitori. Din nou, caut o justificare în text. Ce îmi spune textul? Fiecare copil are șansa de a fi aproape de celălalt de vârsta lui, de creațiile compozitorilor renumiți, să asculte un sunet cu tot sufletul, să fie interactiv cultural și să demonstreze motoul doar muzica ne poate uni. Toate acestea dezvoltă curiozitatea față de mirajul unui sunet creat de cei mari și recreat de cei mici. Ce înțeleg de aici? Într-adevăr, copiii sunt curioși în fața melodiilor create de compozitor. Deci răspunsul este corect. Punctul D. Orice inginer este pasionat de poezie. Să vedem, de data aceasta, ce găsesc în text. Dar un exemplu pentru fiecare poate fi un inginer curios în fața poeziei. Și observați că v-am subliniat anumite cuvinte. Un exemplu da? și un inginer Curios în fața poeziei. Ce înțeleg de aici? Că nu orice inginer este pasionat de poezie. Textul face referire doar la un exemplu. Deci, răspunsul este incorrect. Mai departe, dacă își urmează pasiunea, omul își ratează șansa de a face carieră. Merg din nou la text ce aflu de aici. Pasiunile pot avea legătură cu profesia unei persoane, chiar dacă de foarte multe ori sunt văzute ca activități de petrecere a timpului liber. Reușita în viață este adesea legată de pasiuni și de încrederea în puterea de a șterge limitele. Ce înțeleg că pasiunile Pot avea legătură cu profesia unei persoane. Mi se, textul îmi precizează foarte clar. Deci, afirmația dacă își urmează pasiunea, omul își ratează șansa de a face carieră este incorrectă. Ultima afirmație: pasiunile sunt considerate uneori simple capricii. Textul îmi spune așa. Este vremea ca pasiunile să-și recâștige importanța astfel încât să nu mai fie considerate simple capricii sau, mai grav, pierdere de vreme. Deci, pasiunile chiar sunt considerate uneori simple capricii. Răspunsul este corect. Am ajuns la exercițiul 6, unde mi se cere să explic în 50-80 de cuvinte relația dintre a doua ilustrație și textul dat. Ca să rezolv acest exercițiu, am consultat baremul și am văzut că în evaluarea răspunsului trebuie să avem în vedere referirea la un element de structură, referirea la un aspect de conținut, prezentarea unei asemănări sau a unei deosebiri dintre imagine și text și precizarea a câte unui element de detaliu din text. Și din imagine. Haideți să vedem ce presupune fiecare aspect, ca să vă fie mai clar. Ce presupune structura textului și a imaginii? Aici, sigur că pot să fac referire în enunțul meu la enumerarea autorilor, la lista pasiunilor, la prezența simbolurilor din imagine și a informațiilor explicite. La ce se referă elementele de conținut? La tema textelor, la relația cu titlul sau chiar la idei. Asemănările, deosebirile dintre imagine și text vizează ce? Transmiterea aceluiași mesaj prin coduri diferite. Imaginea esențializează informația, nu? Atrage atenția cititorului, impresionează receptorul prin ce? Prin culoare, prin grafică, facilitează obținerea de informații, completează enumerația din text. În imagine se regăsesc nume de personalități, în text se precizează profesia unora. Și am văzut scriitori, pictori. Iar elementele de detaliu includ ce? Simbolurile sau exemplele de pasiuni. Am formulat răspunsul meu plecând de la toate aceste indicații și am să vă citesc varianta. Imaginea completează textul cu care se aseamănă prin faptul că au tema comună. În paranteză am numit-o importanța pasiunilor în viața noastră. Ilustrația și textul diferă însă sub aspectul structurii. Vedeți, observați că aici voi face referire la elementele de structură, iar mai devreme am făcut referire la un element de conținut, la temă. Totodată am găsit și o asemănare între cele două. Merg mai departe. Spuneam că ilustrația și textul diferă sub aspectul structurii. Dacă în cazul textului codul de comunicare este exclusiv verbal, asta înseamnă că se comunică prin cuvinte, în cazul ilustrației informația este concentrată într-o enumerare a unor oameni celebri: Mendeleev, Einstein, Brâncuș, Eminescu, completată de pasiunile fiecăruia. În plus, Imaginea accentuează informația transmisă prin simboluri și am scris în paranteză simbolurile din imagine, compusul chimic, numărul irațional pi, piatra sau pana de scris. De asemenea, accentuează informația prin forma și mărimea literelor. Iată, în final, în final, la finalul răspunsului am făcut referire la câteva elemente de detaliu. Am ajuns la ultimul exercițiu, exercițiul 7, care se leagă, așa cum vă spuneam mai devreme, de afirmația unui scriitor chinez, Lin Yutang. Uh, afirmația lui este următoarea. Dacă nu avem o pasiune, nu avem cu ce porni la drum în viață. Ei bine, pornind de la afirmația scriitorului Lin Yutang, Ioana și Dan formulează următoarele puncte de vedere. Ioana spune, pleci pe drumul tău și pe parcurs îți găsești pasiunea. Dan este de părere că pleci de la o pasiune ca să îți găsești drumul. Ei bine, pornind de la aceste puncte de vedere, aveți de redactat un text de 60-100 de cuvinte, deci un text destul de scurt, cum îmi susțin punctul de vedere valorificând informațiile din text? În esență, cum vă spuneam, acest exercițiu îți cer, vă cere să construiți un răspuns scurt în care să vă susțineți opinia sau punctul de vedere. Scopul acestui text este de a fi convingător, de aceea presupune anumite strategii. Am să vă dau exemplu. Folosirea unor argumente raționale, adică fapte concrete, dovezi, situații care nu pot fi combătute, nu pot fi negate de nimeni. Apelul la emoții și la valorile morale. Altă strategie, folosirea unor enunțuri care se bazează pe fapte, opinii, mărturii sau concepții personale. Ținând cont de aceste strategii, vă propun următoarea variantă de răspuns. Sunt de acord cu Dan, deoarece cred că ai nevoie de o pasiune pentru a-ți găsi drumul în viață. Chiar dacă unii oameni cred că îți găsești pasiunea după ce ți-ai ales deja drumul, Probabil aceia nu au înțeles că pasiunea nu se opune carierei, ci o completează. Dacă profesia pornește de la o pasiune, este clar că drumul nu poate fi decât al succesului, pentru că efortul depus este mai ușor resimțit, iar oboseala apare mai greu. Astfel, așa cum apare în text, o pasiune îl ajută pe om să se dezvolte armonios, întreține bucuria și zâmbetul pe buze. Aici se încheie lecția noastră. Mâine continuăm cu subiectul al doilea. Până atunci încercați să rezolvați singuri acasă acest subiect pentru ca la întâlnirea viitoare să fiți cu temele făcute. Pe mâine! Acesta a fost primul curs de limba și literatura română. Nu uitați că pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR găsiți suportul de curs și temele propuse. Tot acolo așteptăm și mesajele voastre. Dacă vreți să revedeți lecțiile, acestea sunt disponibile pe site-ul TVR Plus sau pe canalul de YouTube al TVR. Rămâneți cu noi, în câteva momente începe cursul de matematică, tot pentru clasa 8 -a. Revenim imediat!